Vă salut, 10 decembrie 23, avem 0 grade. Hai să vă arăt cam ce fac eu acum. Să știți că am mai zis, eu sunt mai pe contrasens așa. Vedeți, am dat nădragii jos, ăștia iau și strâng familie. În octombrie nu s-a putut strânge. A fost cald, în noiembrie nici atât, a venit frigul deodată și acum eu fac lucrul ăsta și o să vă arăt. M-am pregătit cu diafragme, deci trebuie să aveți infrastructură, să aveți unde și pune ramele, deci nu le-am strâns mai devreme pentru că era cald. Băgam, cum îi spune, ramele la păstrare acolo, mi-i trea găselnița, băgam după aceea ramele înapoi în stup cu găselniță, probleme. Pentru că nu mai am unde să le pun, am magazile într-o cameră unde am aproape 1000, deci nu mai am. Și așa, acum pe timpul iernii nu e nicio problemă și când lărgesc, lărgesc cuiburile, în primăvară lărgesc cu ramă cu crană. Ia să vedem noi, ăsta am umblat la el, că nu pocnește. Ia să mergem mai departe. Deci să vă arăt așa, unul sau doi, cam ce fac. Voi nu faceți ca mine, voi faceți cum știți, ați învățat. Da? Deci, ele sunt în față, aici e hrana. Deci aici două rame nu atinge albina și aici una. Deci scoatem 3 rame de aici. Da? Am pus bine. Ia să vedem. 3 rame. Scoatem, punem diafragmele. Deci trebuie să lucrați încet, cu grijă. Troznește acum că e rece. Vedeți, sunt mai goale cu hrana. Da? Și dacă ați lăsat ultima, e mai goală. Vă uitați lateral acolo și e mai goală. Îi mai lăsați una, da? Vedeți, asta are ceva hrană aici. Și asta are de lângă ea. O să o strâng așa, cum e pe 7. Deci trebuie să aveți temperaturi sub 0 grade. Pentru ca să stea albina acolo, să rămână albina acolo, să nu sară pe voi. Vedeți aici, asta e plină cu hrane, să vedem, văd eu aici, cred că se vede cât de cât, e plină, o lăsăm așa. Deci așa rămâne, pe 7, e strâns și ea vine cu hrana, consumul de hrană încoace. Și băgăm diafragma aici, să-l cam troznesc, când troznesc și atunci fac ele pe nebunul. Da? Chiar dacă se pierde 10, 20, 50 de albine, nu e nicio problemă. Îi faci bine. Acum, da? Nu mai stau în primăvară să... Acum nu e nicio problemă că umbli la el. Pentru că nu trebuie să umbli ca să faci filmări și nu știu ce. Eu fac lucrul ăsta și vă arăt chestia asta. Acum nu are puiet. Nu e nicio problemă. Deci nu-i faci niciun rău. Când are puiet în primăvară și umbli ca să-l strângi, să nu știu ce, atunci e beleaua mare. Ia, ăsta nu merge strâns deloc. N-am de ce. Deci, pentru o ramă acolo, în margine, nu. Dar e mai bine să, totuși, cred că eu scot. Cred că totuși eu scot, că rama din margini, întotdeauna, să vedem cum stă cu mâncarea. Dacă are multă, o las. Nu, următoare e plină și asta are. Mucigăiește. Dacă mucigăiește, dă lucrul lor. Da? Îl lăsăm pe nou. Deci cam asta este. Deci întotdeauna vă uitați în margine care unde ați lăsat să aibă hrană. Dacă nu are, n-ar nimic, îi lăsați o ramă în plus. Nu e nicio problemă. Ia să mai luăm unul și gata.
că am treabă. Trebuie ușor așa, cu grijă. Și aici tot așa una o să-i luăm. Vedeți? Uitați. Deci unde atinge numai. Dacă sunt 100 de albine acolo, nu e o problemă. Le scuturați, dar le agitați când le scuturați și nu știu ce și sar pe voi. Are hrană. Următoarea e chiar plină cu hrană. Ele au mai consumat din mărgini când au băgat cuiet. Au băgat cuiet și aduc din mărgini, ca așa fac. Aduc din mărgi în cuib. Și pe cele aproape de ele nu păstrează. Deci asta fac de câțiva ani de zile, în metoda asta, pentru că așa se întâmplă cu temperaturile aici în Dobrogea. Când vine frigul dintr-o dată, când e prea cald și fac chestia asta. E, cam atât. Ce să vă zic, sărbătorile cu bine, să ne auzim cu bine. Sănătate!